Bună seara, bine ați venit la frumoasa emisiune. În seara asta o să fim cumva în cer, nu pe pământ, ca să zic așa, pentru că vorbim de OZN-uri, iar scandalul OZN-urilor e departe de a se stinge. Sunt mărturii ale piloților americani, mărturii foarte importante și foarte interesante, conform cărora pe cer s-au întâlnit în mai multe situații cu obiecte zburătoare neidentificate. Raportate la Pentagon și adunate așa, contabilizate cumva, au strâns un calup foarte interesant și o să vă citesc că nu țin minte, desigur. Sunt OZN-uri și fenomene aerospațiale neidentificate, iar Pentagonul sugerează că o navă mamă extraterestră este ascunsă în sistemul nostru solar și ar putea trimite sonde pe Pământ. O să vedeți așadar mărturia pilotului de vânătoare american care spune cum arăta acest obiect zburător neidentificat. Ce a făcut imediat după ce s-a întâlnit cu el. Unii piloți spun că aceste incidente nu ar trebui raportate sau că nu au voie să le raporteze. Una peste alta, lucrurile sunt foarte clare pentru că nu de mult Pentagonul a declasificat aceste așa numite întâlniri neobișnuite ale piloților. Invitatul meu din această seară pe acest subiect este profesorul Dan Farcaș, matematician și specialist în ufologie. Dumnealui a strâns mărturii ale piloților români și a stat de vorbă cu oameni care au avut de-a face cu astfel de fenomene. That Chinese balloon that floated across the continental US got a lot of attention and somehow it eclipsed other weirder unidentified flying objects. Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at the fly. Former Navy fighter pilot Brian Graves has a new article in Politico titled, We Have a Real UFO Problem and It's Not Balloons. He joins me now. Ryan, I'm with you. I mean, you've seen weirder things than a Chinese balloon while you've been in the sky, yes? Certainly. We've seen things that we haven't been able to explain as simply a balloon. And as we've been talking about the various objects that have been shot down over the U.S., there's been a pretty clear bifurcation between what we've been calling a Chinese balloon and what these other three objects are. And while we don't know what they are, the fact of the matter is we should know what's above our head at any given time, whether it's a national security issue or whether it's a scientific question, we need to figure out what's above our heads. That video that we just showed, was that from your squad? Yes, that was in 2015 while we were aboard the USS Theodore Roosevelt off the coast of Jacksonville, Florida. We were doing training missions, preparing for our combat deployment. We recorded that object as well as other objects that were operating in our vicinity on a regular basis. And we simply didn't know what they were, but we did know that they were a safety hazard for our air crew and for our training missions. And we've been looking for the right way to report and deal with those issues ever since. With the Americans for Safe Aerospace, we're going to be pushing legislative action to ensure that the proper policies are in place so that pilots and aviators, both in the military and in the commercial markets, feel comfortable reporting these things, whether, again, it's a national security issue, we need to pay attention to make sure there's not security gaps, or whether there is something unknown, we need to inquire on that. But Ryan, what was that thing? That's what we're still trying to figure out. So what we know is that it wasn't one of our aircraft that we were operating within a vicinity of. We're fairly certain that it's not a foreign adversary at this point, but it still remains in the unknown bucket. And the primary issue here is that there are enough things that are in that bucket of unknown that the All Domain Anomaly Resolution Office within the DOD and various senators and congressmen and women are looking into this matter from the angle of national security in a way we haven't had before. With the recent shootdowns, we can see just how serious of an issue it is, even if they are just balloons. Just balloons can still be a national security issue when they're overhead our national security facilities and airspace. But these things that you've seen, and in fact, I should let everybody know, you saw them a lot. This wasn't just a one-off once in 2015. You saw UFOs often, and these things, correct me if I'm wrong, they do things. They have
sort of technology that you all couldn't identify? It's not that we were just seeing them out there and somewhat identifying something in the distance. We're using a multitude of sensors on our aircraft and also distributed across multiple aircraft and different platforms that are detecting these objects within a sensor network. And so when we then correlate those radar tracks with our infrared camera systems and eventually move in closer to detect them with our eyeballs, we have high confidence in those track files and what we're experiencing. And what we're experiencing are things that we're really not sure what they are at the end of the day. They're performing a number of behaviors that we don't recognize, such as the ability to stay stationary in very high winds with no lifting platforms, no surfaces, but also to maintain speeds of 0.6 to 0.8 Mach, which is upwards of 350 knots. And they can do that for many hours on end. We don't have the ability to do that in our aircraft. And we simply don't know who's operating these or what their intent are. I think we have another clip of one from your squadron of them seeing it, as you said, in high wind and operating differently. Look at that thing. It's rotating. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Look at that thing, dude. And so when you say that, you want to get to a point where people feel comfortable reporting them, do people not feel comfortable reporting these sightings? They still don't, and I'll only speak within the aviation community, but it's a big risk to go out publicly on this topic. At the end of the day, if you're going to highlight yourself, at least in the military aviation communities, for something like this, there's very little upside for you. We're very busy aviators in the U.S. Navy, Air Force, and the military in general are very busy just doing their regular job, and they're not equipped to go out and do research on these mysterious objects. On the commercial sector, people work for a very long time in a single career at a single company, and they're a single signature away on a medical evaluation to say they're unfit for flying and to lose that career. So there's really just very little motivation to speak publicly about this, especially when it's been communicated by their employers and historically that this is a somewhat off-limits topic. Mm-hmm. And last, Ryan, do you have a theory on what these are? Well, I have a theory of what they're not. And I do have a method, I think, of trying to figure out what these are. We know that we can detect these objects. We are starting to recognize as a government and as a society that we have an obligation to figure out what these are to ensure safe flying. And so I think we can figure it out. I think that is an answerable question, although not quite yet. Ryan Graves, thanks for sharing all this with us. It's really fascinating. And obviously we do need to get some answers about all of this that the balloon has exposed. Thanks so much for being here. It was my pleasure. Thank you for having me. A venit vremea să nu mai vorbim despre cutare cazuri, cutare tipuri de OZN-uri, eu știu, răpiri sau militare sau așa mai departe. Am vrut să dau cititorului român, sper că mai există cititori, un fel de ghid prin care el să se poată orienta în întregimea fenomenului OZN. Deci este vorba despre fenomene aerospațiale neidentificate sau, după un termen mai vechi, despre OZN-uri de la A la Z. Deci tot ce se știe în mod cât de cât serios, cât de cât solid despre OZN-uri, deoarece există, circulă foarte, foarte multe invenții, foarte multe lucruri puse acolo doar pentru senzațional, câteodată pentru a ridiculiza lucrurile, foarte multe dezinformări făcute din adins și câteodată de agenturi sau agenții foarte serioase, deci plătite din niște bugete de stat, pentru că fenomenul nu place. Deci este un fenomen care enervează atât militarii,
cât și oamenii de știință, cât și religioșii și încă mai sunt anumite categorii. Enervează, dar în același timp stârnește curiozitatea, domnul profesor. Este o chestie antagonică. Deci o parte, cel puțin, din marele public este interesată de, domnule, totuși ce se întâmplă. Pentru că deasupra noastră, nu foarte des, dar din când în când zboară niște lucruri, din când în când aviația militară ridică niște avioane ca să le vâneze. Avem și în România câteva cazuri pe care le cunosc eu, s-ar putea să fie mai multe care nu le știu, și nu pot face nimic împotriva acestor. Deci, în Statele Unite, de exemplu, au fost niște exerciții militare în care sistematic apăreau astfel de obiecte. Și atunci, de la o vreme, nervozitatea, în primul rând, a piloților care se vedeau amenințați, a ajuns încet, încet, tot mai sus, până când a ajuns în Senatul Statelor Unite și Senatul Statelor Unite a propus o lege, adică a votat o lege, care cerea ca în 180 de zile Pentagonul și structurile de informații, deci partea spionajului, să desecretizeze tot ce știu despre OZN-uri. Și în 180 de zile. Aceste 180 de zile s-au împlinit pe 25 iunie. Lumea aștepta foarte nerăbdătoare să vadă ce o să se dea publicității și s-a dat publicității, într-adevăr, un material numit raport preliminar, un material de 9 pagini, nu mai mult, în care nu se vorbea de niciun caz. Și care era însoțit de 70 de pagini secrete, care erau accesibile numai pentru membrii Congresului. Și de 40 de minute de filme, iarăși secrete, care au fost văzute numai de membrii Congresului. Ce erau în cele 90 de pagini, în cele 9 pagini pentru marele public? Faptul că, sigur, în ultimii câțiva ani, Pentagonul s-a ocupat în mod serios de 144 de cazuri raportate de militari și care au dat bătaie de cap unor salariați ai Pentagonului. Dintre aceste 144 de cazuri au fost identificate ca fiind explicabile un singur caz. 143 au rămas neidentificate. Și undeva în subtext se spune: nu avem informații că ar fi chinezești, nu avem informații că ar fi rusești, nu avem informații că ar fi ale noastre. Dar aici se oprește. Nu spune mai departe. Deci, evident, nimeni nu se aștepta ca Pentagonul să spună că vin din altă parte decât de pe pământ. Capitol Hill has been waiting for this report from the Office of the Director of National Intelligence, or the ODNI, and what this report found is that there have been more than 300 new sightings of what the government calls UAPs, or Unidentified Aerial Phenomena, or more commonly called UFOs, since the last time that the ODNI put out a report like this back in 2021. Back then, the ODNI could not explain 144 sightings of UAPs. This time, now, they can't explain 171 of them. And one part of the report that really stands out is this one. It says that some of these uncharacterized UAPs appear to have demonstrated
unusual flight characteristics or performance capabilities and require further analysis. So is it advanced U.S. technology? Is it advanced technology from a foreign adversary like perhaps China or Russia? Or is it extraterrestrial in origin or something else entirely? We just don't know. And the U.S. government says that it doesn't know either, or at least it will not say so publicly in this unclassified report. But they did give some explanations for about 163 of the sightings that have been detailed in this report. And here's how they explain those. The vast majority are either balloons or balloon entities. A handful were drones. Another handful were what they call airborne clutter, things like birds, weather events, or airborne debris, like plastic bags. So the bottom line here, members of Congress say that this is a step in the right direction to reducing the stigma associated with reporting sightings of UAPs. It's also a step in the right direction to enhancing national security, because remember, a lot of these sightings happen right around military bases or assets. But while it's a step in the right direction, members of Congress say the Pentagon, the Office of the Director of National Intelligence, still have a long way to go to giving them the answers that they ultimately want. Ambasada noastră, aveți în această carte cele mai importante mărturii dovedite ale unor persoane care au avut parte și niște semne, ca să zic așa, și aș vrea să vă întreb, aș vrea să vă rog să le spuneți telespectatorilor care au fost cele mai importante cazuri pe care noastră le-ați prins în carte și deci aici vreau să, într-un fel, să mă și disculp. Cartea, deși este destul de groasă, omenește nu putea depăși o anumită dimensiune. Eu am avut, cred că de 10 ori mai multe cazuri, din care am încercat să rezum în această carte cele mai semnificative. Cazuri românești, cazuri străine și sunt de toate felurile, adică începând cu întâlniri. Avem și noi, de exemplu, un caz, Bujoreanca, la nord de București, întâmplător trec pe acolo o dată pe săptămână, în care în 1915, asta e relatarea unui profesor de școală, care era chiar din localitate și a fost martor. Au apărut în câteva rânduri un obiect care se plimba deasupra caselor. Și odată a stat mai mult deasupra unei case, a fost găsită femeia care locuia în casa aceea moartă. Și care era povestea? Care era explicația? Explicații nu există. Dar există și alte cazuri asemănătoare în Brazilia, de exemplu. Identice ca și... Nu. Sunt foarte diferite. De exemplu, în Brazilia se vorbește despre, într-o zonă, undeva prin delta Amazonului, se vorbește despre globuri luminoase care urmăresc oameni. Și unii oameni au fost ca și când globurile alea luminoase ar fi emanat microunde. Deci oameni care continuau să, fără să simtă niciun fel de durere, pur și simplu s-au topit și în câteva ore au fost morți. Deci sunt niște cazuri, dar sunt, încă o dată, sunt cazuri mai degrabă excepții. Pentru că există foarte multe cazuri militare. Bine, și acolo au fost avioane căzute, avioane dispărute, care voiau să doboare OZN-uri. Și, practic, militarii din toate țările, încă din anii 50, au primit ordin, mai mult sau mai puțin discret, nu urmăriți OZN-uri, nu încercați să le doborâți sau lucruri de genul acesta. Pentru că ar putea să o păziți. Există cazuri inclusiv în România, dar există în Iran, există în Statele Unite, în Rusia și așa mai departe. Deci nu vorbim de
poveștile cuiva și e vorba de persoane, inclusiv, de exemplu, în Iran, e unul care, bine, a plecat din Iran între timp, a devenit general încă pe vremea Shahin Shahului și care, zburând către un astfel de obiect, i s-au stins toate luminile de bord, n-a mai putut conduce avionul decât spre aterizare. Și când s-a îndreptat către aeroport, s-au aprins toate la loc. Deci sunt o mulțime, sau de exemplu rușii, trăgeau cu niște rachete să doboare un obiect care staționa deasupra. Rachetele explodau la un kilometru distanță de obiect, fără ca obiectul să păsească ceva. Și la treia încercare au coborât din obiect niște lucruri, au stins tot ce a fost electricitate în baza aceea, s-au întors și oamenii s-au lămurit că nu e bine să se pună cu fenomenul. În Statele Unite, zeci de cazuri în care obiecte au staționat deasupra silozurilor de lansare a rachetelor balistice intercontinentale, blocându-le. Deci nu se mai puteau lansa. Și au fost zeci de cazuri. Și de acum există și documente desecretizate. Da. La ruși a fost cel puțin un caz în care a venit un OZN și dintr-o dată acele rachete nucleare au spus: am declanșat lansarea. Și ele își cunoșteau destinația. Trebuiau să meargă în anumite orașe din Statele Unite. Și timp de 15 secunde era declanșată lansarea. Nimeni n-a putut să oprească treaba aceasta. După 15 secunde s-a oprit totul. Și au spus: a fost o defecțiune, nu știu ce. Deci, zeci de astfel de cazuri, multe din ele secrete, multe din cele secrete, nu multe, dar o parte din cele secrete desecretizate de acum, și sunt sute de mii de pagini cu OZN-uri desecretizate de militari în Statele Unite, la ruși, la englezi, care în a fost Brazilia cea mai șocantă, și așa mai departe. Cea mai șocantă poveste dintre cele desecretizate, domnule profesor, care a fost? Că cea care v-a uimit pe dumneavoastră cel mai tare, în condițiile în care studiați fenomenul? Cea care îmi vine acum în minte, în 52, deasupra Washingtonului, au apărut niște OZN-uri în niște zone absolut interzise, deasupra Capitolului, deasupra Casei Negre, și se plimbau. Casei albe. Și au ridicat avioane. În momentul în care se apropiau de obiect, obiectul dispărea. Eventual apărea undeva în spatele avionului. Ca la pitită. Exact. Când avioanele aterizau, erau din nou la locul lor. Asta s-a întâmplat odată, s-a mai întâmplat toate peste o săptămână. Au fost martori oculari, au fost radare, au fost tot ce trebuie pentru ca să fie clar că nu se știe ce a fost. Și bineînțeles că a trebuit să convoace o conferință de presă în care a venit un meteorolog și a spus: știți, au fost niște inversiuni termice și astea au derutat radarele. Toți au plecat acasă fericiți că avem o explicație. Singurii care au spus: domnilor, nu vă supărați, au fost CIA-ul. Și acum au fost desecretizate hârtiile CIA-ului, așa, în care toată povestea asta e spusă. A fost un schimb de scrisori între șeful CIA-ului și adjunctul lui. Domnule, ce ne facem dacă niște inversiuni termice pot deruta radarele noastre, cele mai avansate? Păi înseamnă că
putem fi luați ca din oală. Nu o să putem deosebi o fantomă de un obiect metalic. Altă discuție. În momentul în care au apărut aceste lumini, evident că populația din Washington a început să dea telefoane. S-au blocat toate telefoanele. Ce dacă n-ar fi nimic altceva decât ni se blochează toate căile de comunicație și tot este o armă psihologică fantastică. Deci ce ne facem? Și CIA-ul a convocat un panel în care a invitat și câțiva oameni de știință. Oamenii de știință, bineînțeles, au spus așa ceva nu-i posibil. Și atunci au redactat niște instrucțiuni. Și au spus, nu știm ce sunt, dar unde apar căutați explicații raționale, desecretizați, nu desecretizați, demonetizați, arătați că și ridiculizați. Au asociat media, care a inventat omuleții verzi cu antene și alte chestii care niciodată n-au fost raportate. Dar dădeau un sentiment de ridicol și oamenii spuneau, lasă-ne în pace cu prostiile. A mai existat în paralel un proiect al Air Force-ului pe care l-au terminat abrupt, chit că aveau 12.000 de cazuri, dintre care 700 beton. Adică oameni excepțional de bine calificați, care au observat mult timp fenomenul și fenomenul era inexplicabil. Și au spus, nu, probabil că se pot explica și asta, nu ne mai interesează. Adevărul a fost scos la iveală abia în 2017, când s-a aflat că în tot timpul ăsta erau extrem de interesați. Au cheltuit milioane de dolari pe proiecte să vadă ce sunt toate astea și în sfârșit au ieșit la iveală acele filmulețe care sunt cunoscute și la ora actuală pe site-ul CIA-ului există toate aceste documente desecretizate pentru că ele sunt de acum istorie și lumea le știe. Dar filmulețele acelea arată și Pentagonul a recunoscut, sunt filmulețele noastre, sunt autentice, arată niște obiecte despre care nu știm ce sunt. Dumneavoastră ce credeți, domnul profesor? Văzând acele filmulețe desecretizate după 7 decenii, deci, poate mai mult. Deci, nu, filmulețele a fost un filmuleț din 2004 da. Deasupra unui portavion, niște avioane, făceau exerciții. Da. Și în timp, bineînțeles, un portavion totdeauna mai are nave însoțitoare. Erau, cum să spun, cele mai bune radare pe ele. De pildă, un radar cu totul special care spune că poate să vadă o minge de golf de la 100 de mile. Ei bine, asta vedeau zilnic, a fost o perioadă de 2 săptămâni, vedeau zilnic plouând cu OZN-uri. Dar cum? Coborau de undeva foarte de sus și se opreau brusc la 15 metri deasupra nivelului mării. Astăzi așa, mâine așa, poi mâine așa. Adică repetat fenomenul, domnul Vesel, exact. Clar. Bineînțeles, nu tot timpul, dar din când în când apărea acest lucru în fiecare zi. Și au spus, domnule, s-ar putea radarul să aibă probleme și nu vedeau un singur radar, vedeau mai multe. S-ar putea să aibă probleme, radarul ăsta mare. L-au recalibrat, l-au și se vedeau mai bine obiectele. Și atunci au intrat puțin în panică, nu cumva e o forță străină care ne urmărește și în timp ce un pilot de vârf făcea exerciții, tocmai el zbura, spune, ai o misiune oficială, du-te în locul respectiv și vezi că acolo e ceva. A ajuns acolo și a început să se joace de-a șoarecile și pisica
Și la un moment dat obiectul a țâșnit și a dispărut. Ei, în timpul exercițiului, fixaseră un loc de întâlnire la vreo 60 de mile de acolo. Și obiectul a reapărut în locul de întâlnire. De parcă ar fi știut că, uite, eu știu că voi ați stabilit locul de întâlnire aici. Uite-mă, aici sunt. Foarte interesant că martorii au apărut treptat. Deci a apărut un alt martor care a spus, da, eu am făcut filmul, era altul, nu cel care vânase OZN-ul. A apărut o doamnă foarte interesantă, pilot de avion de vânătoare, care însoțea pe cel care a făcut această vânătoare și ea a fost martor ocular și a povestit. L-am văzut cum se învârteau acolo. Au apărut radariștii care au vorbit ce au văzut pe radar în timpul acesta. Deci în timp ce se vedea pe radar cu termoviziune a fost filmat obiectul, deci obiectul era văzut din mai multe direcții. Nu era o iluzie. Ăsta a fost un caz. Un caz asemănător a fost în Oceanul Atlantic, în 2015. Alt portavion, și atunci a durat câteva luni de zile fenomenul. Și portavionul a fost deplasat în Golful Persic și în Golful Persic a reapărut în jurul portavionului. Deci a fost ceva care, încă o dată, este greu de explicat și a speriat piloții. De aceea piloții și-a spus că la un moment dat erau două avioane care se întorceau de la un exercițiu și a trecut printre ei un OZN pe care l-au descris. Domnul profesor, OZN-urile astea, inițial am zis farfurii zburătoare, pe urmă le-am zis obiecte zburătoare neidentificate, acum sunt fenomene aerospațiale neidentificate. Ele, da, arată, pentru că uneori sunt globuri luminoase. Așa, asta voiam să vă întreb. Cei care au văzut, cum le descriu, domnul profesor? Pot fi globuri luminoase? În toate felurile. De exemplu, acela vânat deasupra portavionului din Pacific în 2004, Nimitz, a fost botezat Tic-Tac, pentru că semăna cu o bomboană Tic-Tac, decât că era de mărimea unui avion de vânătoare. Cel care i-a speriat pe cei doi piloți spune, era un cub înscris într-o sferă. Deci, ceva care e greu de imaginat. În Buzău, noi am avut în 92 un caz. Extraordinar cazul. Da, pentru că există mai mulți martori și care au oprit un exercițiu militar cu elicoptere. Acolo a fost un glob luminos, un glob roșu luminos, de 20 de metri diametru. Nu pot spune că este un fulger globular. Nu există fulgere globulare de 20 de metri diametru. Plus că a avut un comportament inteligent. Adică a făcut niște mișcări prin care i-a speriat așa de tare încât a trebuit să anuleze exercițiul. Deci, are orice formă vreți. În Brazilia, la un moment dat, a fost un caz în care într-o noapte, 21 de sfere de 100 de metri diametru s-au plimbat și practic au oprit orice trafic aerian și avioanele de vânătoare s-au învârtit în jurul lor. Cunosc persoana din Brazilia, am stat de vorbă cu persoana respectivă, care a forțat mâna militarilor din Brazilia și niște generali au povestit acele avioane ce piloții nu se temeau. Știau că dacă nu se apropie prea mult, nu o să le facă niciun rău. Deci, iată, există toate formele și nu se știe ce este. Cineva se joacă cu noi. Bun, domn profesor, am o întrebare foarte importantă.
Cei care au văzut aceste fenomene, aceste obiecte, au văzut și omuleții, pentru că până și papa a spus că el crede că extraterestre există. Dumneavoastră credeți că există? În primul rând, obiectele, ele însele, denotă un comportament inteligent. De exemplu, ți se oprește mintea când obiectul a fost regăsit exact în punctul care era prevăzut în planurile lor de exerciții. Corect. Deci, au un comportament inteligent și când a fost joaca aceea cu avionul. Dar există foarte multe cazuri în care, așa zisele întâlniri de gradul 3, în care există un obiect care a aterizat și din obiect au coborât niște omuleți, au urcat niște omuleți. Avem la noi în România cazul Cerțești, de exemplu, dar și alte cazuri. Da, în 96, într-o comună din Moldova, Cerțești, județul Galați, a fost un... era o patrulă de noapte, un polițist și un paznic comunal, care patrulau pe acolo ca să mențină ordinea, inclusiv noaptea. Și la un moment dat chiar se despărțiseră, a coborât un obiect luminos în mijlocul șoselei, amândoi s-au întors către acel obiect, crezând că a venit de la Galați o mașină de poliție, se mai făceau controle, dar era de fapt un obiect de mărimea unei mașini, rotund, cu o lumină albă jos, cu lumini roșu și verde care se schimbau jur împrejur, și paznicul a văzut trei omuleți, polițistul a văzut numai unul singur și pe ăla din spate. Am stat de vorbă cu amândoi și i-am întrebat, zic, bun, și vreo ușă pe unde au coborât omuleții? Au rămas blocați. Nu, zice, n-am văzut ușă. Ei de acum se învârteau acolo și povestea că nu umblau, ci parcă pluteau. Bun, și pormă la, zice, n-a durat mai mult de 30 de secunde și obiectul și-a luat zborul. S-a ridicat și pormă a țâșnit. Bun, și omuleții au urcat, nu zice, eu nu i-am văzut urcând. Poate prin spate. Deci, deruta asta m-a convins că oamenii încercau chiar să-și aducă aminte. Nu era o poveste inventată, mai ales că nu se vorbiseră. Și polițistul era un tip foarte serios, cel puțin polițistul. Și e un caz neelucidat. E, astfel de cazuri există cu miile, dar există întâlnirile de gradul 4 în care persoane sunt răpite. Au existat, cu adevărat? Sau a fost... Asta e greu de crezut, domnule. În 92, sigur că e greu de crezut, în 92, la Massachusetts Institute of Technology, a fost o conferință de 5 zile, încă o dată, nu undeva la hotelul cutare. Deci, în Institutul Massachusetts, care este prin, cred că e cea mai importantă politehnică din lume, unde erau doi copreședinți, unul era șeful psihiatriei de la Harvard University, profesor universitar, pentru că au zis că ăștia care povestesc așa ceva, probabil că nu sunt normali. Da, deci, fură o țără curent, domn Brusroi, că... Aveau 2000 de dosare pe masă. 5 zile a fost. Așa. În care s-a discutat, au vorbit martorii unii au vorbit sub pecetea anonimatului, pentru că nu voiau numele lor să fie cunoscut. Și ceea ce a fost înspăimântător, veneau din zone din cele mai diferite, religii diferite,
vorbeau, povesteau exact aceeași poveste cu nu știu câte amănunte care se repetau. Deci asta a dat de gândit și profesorul acesta universitar deja luase dintre ei vreo 100 de cazuri pe care i-a supus la toate testele. Oamenii erau normali. Zice, eventual cu un fel de sindrom post-traumatic de asta, datorită situației prin care au trecut. Deci, alminteri recunoscuți în societate, eficienți, tot ce vrei. Și avem și în România cazuri. Am eu, un neam al meu, mă rog, prin asociație, care mi-a povestit și a spus, dar să nu cumva să spui în așa fel încât cineva să mă recunoască. Și a povestit cum a fost răpit de un OZN. Povestiți-ne și eu, domnule, este prima deci dată era... când aud că ar exista bune chestia asta. Deci, terminase liceul, voia să facă arte plastice, a picat la examen prima dată și a rămas, el era lipovean, de fapt, de origine, și a rămas în Constanța, la Școala Populară de Artă, pentru ca să mai, mă rog, să-și îmbunătățească asta și și-a luat o cameră undeva ieftină, mai pe la marginea orașului și spune, și noaptea, înainte de a mă culca, am ieșit și eu în curte, era iarnă, căzuse un pic de zăpadă și zice, la un moment dat s-a aprins o lumină deasupra mea și a început să mă ridice. Și am văzut în curțile vecine niște lucruri pe care nu le știam. Dar a ținut minte că le-a văzut. S-a pomenit într-o incintă unde a fost supus la un test. Nu mai intru în detalii, în carte există cazul. Și o voce, n-a văzut nicio ființă, i-a spus, știm că vrei să dai la arte plastice, vrem să vedem ce știi. Și a spus, te sfătuim să dai la arte decorative. Aici i s-a rupt filmul, s-a trezit a doua zi dimineață, nu, a doua zi dimineață s-a trezit în pat și a început să-și revină încet, încet, și și-a adus aminte că parcă era căzut în zăpadă și de acolo se întorsese, dar pașii duceau în altă parte, deci nu era în locul până și în jur nu erau pași. Deci ca și cum ar fi fost lăsat de undeva de sus. Și s-a speriat, s-a suit în pod să vadă în curțile vecinilor dacă nu cumva este ceea ce văzuse atunci noaptea și erau acele obiecte. N-a mai povestit la nimeni decât la mama lui. Iar mama lui, care trăia în Delta undeva, spunea, fii foarte atent, este diavolul. Și nu este pentru prima dată. Când erai copil, ai dispărut din leagăn, eu lucram în grădină și leagănul era agățat de un copac, a apărut niște, o lumină, niște persoane și erau diavoli, că aveau coarne. Am văzut eu. Adică antene. Coarne. Coarne. Copilul a reapărut abia peste 2-3 zile, conform poveștii. Acum e puțin telefonul fără fir. Bunicul, care dimineața s-a sculat primul, bineînțeles a fost o jale unde a dispărut copilul, nenorocire. Bunicul, sculându-se într-o dimineață, a văzut copilul în leagăn, înconjurat de niște scafandri. De data asta erau scafandri. Numai, deci, încă o dată, o bună parte din fenomenul OZN este o joacă cu mintea noastră și cu conștiințele noastre. Deci nu este, este o putere care ni se înfățișează sub diverse forme. Și în carte eu am încercat să prind cazuri care se prezintă sub forma unor iele, de exemplu. Noi avem în România o mulțime de cazuri cu ele și unele asociate cu OZN-uri.
Deci persoană coborând și urcând în OZN. Fata pădurii, care e de tipul elelor. Da, absolut. Aparițiile religioase. Și la apariție... Asta trebuie să facem separat. Deci aparițiile religioase ar merita să... și celelalte și în plus, deci eu am încercat să prezint aici în mod echilibrat și cazurile militare, și cazurile de răpiri, și cazurile folclorice, și cazurile religioase. Mulțumesc frumos că ați fost alături de mine și în această seară. Ne revedem sâmbătă viitoare la ora 23 la Voicu Voicu.